Creșterea de la un an la altul al numărului de autoturisme în municipiul Roman a determinat autoritățile locale să se preocupe constant de amenajarea parcărilor de reședință, care la această oră au atins un număr record de 3500. Acestea sunt închiriate prin licitație anual proprietarilor de mașini, fiind amplasate în apropierea domiciliului acestora. Avem foarte multe și închiriază fonduri foarte bune. Nu știu pe de rost să vă spun, eu știu că v-am făcut rapoarte la toate conferințele de presă, cum am afișat așa cu complexul, peste 3500, deci am preluat când am venit primar în jur de 700 de parcări și la ora actuală avem cam aproape cu 3000 în plus. Păi dacă vorbim că numărul de mașini s-a multiplicat față la Revoluție de 24 de ori, mereu e nevoie. Iar acolo unde sunt, trebuie reamenajate o parte din ele. Și vedeți că ne preocupăm. În aceste zile încheiem pe ultima. Am avut două înfundături a crizantemelor. Una este faza, etapa întâi este terminată, etapa a doua la centrală se lucrează și o finaliza. Depinde și de vreme. Am înțeles că de miercuri joi se anunță iar ploi. Și văd că e o toamnă ploioasă și nu ne lasă foarte mult să ne vedem de treabă. Dar încercăm prin tripicături să rezolvăm și aceste probleme. Un romașcan achită anual pentru parcarea de reședință suma de 100 de lei. Primăria este interesată în permanență să depisteze locuri în care să amenajeze și alte parcări de reședință, ținând cont de faptul că cele 3500 de locuri existente acum sunt absolut insuficiente numărului de mașini ale romașcanilor, la care se adaugă și cele ale șoferilor aflați în tranzit și nevoiți să parcheze pentru câteva ore cât își rezolvă problemele care i-au adus în municipiul Roman.